Protestele în România continuă pentru a doua săptămână. Fermierii și transportatorii se declară nemulțumiți de măsurile anunțate de guvern în legătură cu reducerea asigurărilor RCA și recuperarea 1% din accize la combustibil. Manifestanții spun că nu reprezintă nicio forță politică și că au venit la protest din propria inițiativă. Între timp, ministrul român al agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că va cere demisia comisarului european pentru agricultură. A fost organizat un protest politic acolo. Ne-am delimitat. Pe noi nu ne reprezintă niciun partid politic. Suntem pur și simplu independenți. Nu avem lider, nu avem nimica. Nu am vrut să aparim, să destabilizăm sau să ne acapăreze cineva politic. Nu o să renunțăm ușor la a pune presiune pe Ministerul Transporturilor în principal să intervină în acest subiect și să clarifice odată pentru totdeauna ceea ce este unic în Europa. Și anume aceste taxe care se suprapun și vin valuri. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România, Florin Barbu, a anunțat luni că va cere demisia comisarului european pentru agricultură, Ianoș Wojciechowski, în cadrul Consiliului de Miniștri. Este pentru prima oară în Consiliul de Miniștri când un stat, prin reprezentant, adică prin Ministrul Agriculturii, care l-aveți în față, va cere demisia în Consiliul de Miniștri a Comisarului European pe Agricultură. Nu am discutat o astfel de acțiune. Trebuie să vedem în ce măsură au contribuit fondurile de la Uniunea Europeană, astfel încât agricultura din România, fermierii din România, să poată să beneficieze atât de sprijin cât și fonduri pentru dezvoltare. Fermierii din România au prezentat luni ministrului Agriculturii Florin Barbu o listă cu 13 solicitări. Printre acestea se enumără și interdicția tranzitului și importurilor de cereale din Ucraina, inclusiv cele menționate în documente ca provenind din Republica Moldova, Ungaria sau din alte țări, dar având originea în Ucraina.